Pe 26 octombrie îi sărbătorim pe cei care poartă numele de Dumitru sau derivate ale acestuia. Sărbătoarea de Sfântul Dumitru sau Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, așa cum mai este cunoscut, reprezintă cel mai important eveniment religios al toamnei. Conform hotnews.ro, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, sărbătorit azi de creștinii credincioși, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel și de Sfântul Grigorie Palama. O sărbătoare foarte importantă, pentru că sărbătorim pe unul dintre cei mai mari sfinți mucenici ai bisericii noastre, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie se află în Tesalonic, acolo unde el a fost guvernator în secolul al III-lea și datorită faptului că nu a jertfit zeilor la porunca împăratului, acesta a fost întemnițat, iar mai apoi a fost ucis pentru credința sa, pentru credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și trebuie să învățăm de la acesta, în primul rând, stăruința, învățăm să-l avem ca și model de credință și să-l avem ca și model de răbdare, pentru că el a răbdat chinuri, a răbdat prigoană pentru credința sa în Mântuitorul Hristos, pentru a moșteni viața de veci. Așa și noi creștinii de astăzi, chiar dacă nu mai sunt prigoane sângeroase așa cum erau în timpul acela, sunt prigoniți poate la tot pasul prin cuvinte de ură, prin cuvinte care ne sunt adresate atunci când mergem la biserică, atunci când postim, atunci când ne rugăm și trebuie să încercăm să răbdăm toate acestea în timpul nostru. Conform canalde.ro, legat de tradiții știm. În Bucovina se crede că cine seamănă usturoiul după Sfântul Dumitru va avea parte numai de ghinioane tot anul. În Dobrogea, în această zi, tinerii se întâlnesc la casa unuia dintre ei, de unde pornesc prin sat cântând din fluiere și cavale, iar unul dintre tineri se îmbracă precum o cadână. În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă vei respecta toate tradițiile acestei sărbători, vei fi într-adevăr protejat de necazuri și primejdii. La sărbătoarea Sfântului Dumitru nu este bine să te cerți cu cineva sau să te superi pe cei apropiați. De asemenea, ai voie să ceri bani sau să pretinzi lucruri dacă te-ai oferit să ajuți pe cineva. În ziua în care este sărbătorit Sfântul Dumitru, femeile obișnuiesc să împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri și prune uscate celor nevoiași. Aceste alimente se recomandă să se consume în timpul sărbătorii Sfântului Dumitru. Potrivit Playtech.ro, din bătrân se zice că la Sâmedru oamenii din morminte se fac muroi, vârcolaci, strigoi și, ieșind din pământ, năpustesc peste cei vii. Se mai crede de asemenea că, așa cum este ziua de Sfântul Dumitru, va fi toată iarna din punct de vedere meteorologic. Dacă în noaptea de 26 octombrie e lună plină, iar cerul este senin, iarna va fi bună. În schimb, dacă e lună plină și cerul e acoperit de nori, dacă plouă sau ninge, iarna va fi aspră cu zăpezi grele. În noaptea de Sfântul Dumitru, ciobanii pândesc unde dorm oile. Dacă de dimineață se scoală întâi o oaie albă și pleacă în jos, iarna va fi grea. Dacă se scoală o oaie neagră și pleacă în sus, iarna va fi ușoară. Există de asemenea și o rugăciune către Sfântul Dumitru, despre care se spune că vă păzește de tot ceea ce este rău și îndepărtează orice boală. Sfinte Dimitrie, tu ai fost ales de Dumnezeu și hărăzit să ocupi funcția de proconsul în timpul crudului persecutor al creștinismului, Maximilian. Lucrul acesta ți-a îngăduit să poți vesti cu mai multă ușurință și autoritate cuvântul mântuitor al Sfintei Evangheliei. Tu nu te-ai lăsat impresionat nici de promisiunile tiranului, nici de amenințările lui, ci ai renunțat la orice demnitate lumească pentru a câștiga fericirea veșnică. Împărțind toate bunurile tale celor săraci, ai mers la închisoare, cântând cel mai frumos imn de biruință al creștinilor, Aleluia. Străpunți de sulițele ucigașilor, te-ai asemănat cu Mântuitorul tău răstignit pe cruce.
Te rog, mijlocește-mi și mie harul să gust măcar în parte fericirea pe care o dă trăirea sinceră a credinței. Binecuvântează-mă și pe mine, ca să mă pot împotrivi greutăților pe care le întâlnesc în strădania de a mă apăra credința. Bunul Dumnezeu a răsplătit cu cernicia și dragostea cu care ai îndurat toate suferințele, săvârșind nenumărate minuni cu moaștele tale, care atunci când au fost găsite emanau un parfum plăcut mirositor. Dă-mi și mie harul să fiu în viață, o plăcută mireasma lui Hristos în mijlocul lumii stricate și să duc pe cât mai mulți pe drumul mântuirii prin pilda și rugăciunea mea. Amin. Relatează playtech.ro.